ăștia nu se mai termină cu farsele. Ernest a fost victima unei farse, Andrei Antonescu față în față cu un actor complet gol, farsă, Florin Salam, farsă în direct, Andrei Duban a venit beat, farsă, Bianca Drăgoșan, farsă, Liviu Vânciu, farsă, farsă, dar să voi că farsă cu un pușcăriaș, farsă cu Liviu Vânciu, wow, a mai fost. Acum urmărim farsa care l-a adus în pragul infarctului mare. Liviu Guță la un pas și a bătaie de la un mânt. Dragii mei, Liviu Guță este astăzi în platou drept la țintă. Bine, și astăzi vei fi pus față în față cu adevărul. Atenție, vei fi față în față cu adevărul. Eu zic să-l mascați. Și va fi o confruntare. Să vedem. Mai ții minte ce ai promis vineri? Da, dau. S-a dublat suma, 20 de mii. Noi avem dovada. Că Liviu Guță chiar a fost internat în spital. Un telespectator ne-a trimis pe adresa redacției o poză în care tu erai pe patul de spital. Deși toată lumea te-a crezut, cred că era cu mine, coleg de cameră, sau ce? Se pare că tu chiar ai fost la spital și chiar ai suferit, cum s-a spus, un preinfarct. Urmărim materialul și revenim cu discuții cu Liviu. Aceasta este dovada că Liviu Guță a fost internat în spital. O poză care nu are nevoie de niciun comentariu. Este Liviu Guță pe un pat de spital. Mai mult decât atât, cântărețul este intubat. Vinerea trecută toată presa scria că Liviu Guță a suferit un preinfarct și că a fost dus de urgență la Spitalul Universitar din capitală. A doua zi însă cântărețul a negat vehement informația, susținând că la ora când știrea a apărut pe site-uri, el era acasă, în pat cu soția. Dacă cineva l-a văzut pe Liviu aseară la spitalul Floreasa, vă dau 10.000 de euro pe loc. Care m-a văzut la spital. La Spitalul Universitar, oriunde, orice spital. Cântărețul s-a încumetat să facă un pariu că nu se va găsi nici măcar o persoană care să susțină că el a fost internat în spital. Aseară la adresa de mail a redacției, un telespectator ne-a trimis dovada. O poză cu Liviu unde se vede clar că artistul este intubat pe un pat de spital. Acum nu știm exact de ce Liviu Guță nu recunoaște că a suferit un preinfarct. Un alt semn de întrebare îl lasă și faptul că în weekend cântărețul a fost plecat în Spania. Eu mâine am concert la Aqua Dulce în Spania. Pleci în Spania mâine? Da. Foarte tare, La Miami sunt. Așa, cu preinfarctul. Și sper să n-am discoteca goală. Nu, asta zic lumea că a murit, adică fraților, vin fără perfuzii, vin când, ne distrăm, ne simțim bine. Așa cum spunea de vineri, Liviu a fost plecat din țară, dar oare nu a plecat tocmai pentru a-și face niște analize amănunțite? Din poză se vede destul de bine că Liviu are grave probleme de sănătate, dar care este motivul pentru care nu vrea nici în ruptul capului să recunoască incidentul? Liviu, iată poza mare, mare, cât o zi de post. Băi, eu am nasul mai mare de obicei, nu știu cine a făcut poza asta. Cum adică ai nasul mai mare? Păi nu vezi, uite. Nu știu. Asta e, cred că e neam cu Spielberg. Nu ești tu? Hai, mă, ce n-ai cu să fiu eu? Am eu fața asta frumoasă, așa frumos. Păi tu ești, măi, Liviu. Nu am primit poza asta. Hai, mă, că există Photoshop, există... Bun. Ne bănui pe noi că... Voi faceți, da, se lasă, nu. Nu sunt eu, mă, la mine, am fost la spital, că vă spun că n-am... Păi care ești, mă, care... Dar fii atent că acum trebuie să dai 10.000 de euro. Ce te faci? Băi, uite-te la urechile mele. Băi, uite-te la urechea mea și uite la urechea lui ăsta. Păi erau de la firul ăla, așa, altfel, cumva. Și ce dracu, cântam, am gura deschisă. Păi, probabil că respirai mai greu, nu, acum, pe bune. În momentul în care ai... Cine este care a trimis poza asta? A trimis cineva o poză. Noi am mers pe firul poveștii, tocmai ca să verificăm dacă e real sau nu, ca să... Deci n-ai nicio treabă, nu-ți pasă deloc. Ești așa sigur pe tine că... Păi dacă spun că n-am fost asta, nu știu eu ce cap am. Uite-mă că se cunoaște chefăcătura asta. Băi, nene, tu în soarea aia ta... Uite, băi, piept cu păr, ce nu mai am păr pe piept. Ce faci aici? Uite, păr aici. Hey! Băi, asta nu e păr, măi, omule, e umbră. Uite, păr aici. E umbră, măi, omule. Și voi te-ți beți. Mai părul tău, e fața ta, ce n-ai, bă, acum pe bune ne faci pe toți acum, sincer. Hai, mă, ce n-ai, băi, și asta pe față ce sunt? Aici căzusem eu, cum ar veni, a? Cum aici. Ar fi? Aici, căzusem eu, a? Ia uite, că e roșu, e zupăit. Bine, e o poză. A, bă, lăsați vrăjala cu astea. Băi, cine a trimis poza asta? Oana, nu mai e făcut mine de astea, că nu sunt eu, dacă spun că nu sunt eu. Păi bun, și dacă noi îl avem pe domnul care ți-a făcut poza și care te-a văzut acum și tot... Acum îi dau 10.000. Îi dai, dau... dai 10.000? Cine știe? Cash? Da, păi am fost în Spania. Aaa, tu faci într-un weekend, să înțeleg. Deci n-ai fost să-ți faci analize. Am fost în Spania să nu mai crede lumea că am fost la doctor. Am fost la un prieten bun de tot, care să știi că m-a simțit foarte bine la el la discoteca acolo, la Miami, la Aqua Dulce, Almeria, în Spania. Și salut pe toți. Și... N-am fost de cum la niciun spital, am fost bun. Să cânt. Haideți să-l salutăm pe cel care ți-a făcut poza și care susține că te-a văzut în spital. Bună ziua! Au, ce față! Bună ziua! Bună ziua, ești în direct cu noi. Spune-mi, cum s-au întâmplat lucrurile și când l-ai văzut pe Liviu la spital? Dă-ne detalii! Deci, vineri seara, la ora 1, eu am fost acolo, împreună cu bunica mea și cu mătușa mea, care s-au internat la spital la Universitar. Așa. Și eu l-am văzut pe Liviu exact când treceam prin... exact la masa de operație, exact vis-a-vis.
Era și bunic, era, când am fost cu bunica mea și cu mătușa mea, l-am văzut pe Liviu, era mai vis-a-vis, față-n față cu... Era într-un salon? Da, într-un salon. Bă, era salon. Cum ai recunoscut? Poate era salon de masaj. Și l-am văzut, era, avea puse alea în nas și, na, mi s-a părut, na. E prima oară când... Mă, știi cu cine se mintu? Pe bune? Stai, nu, Liviu, un actor american, nu, că seamănă cu un actor american. Omul ăsta a apărut în viață la televizor. Știu, seamănă cu un actor american, cu fiul lui Pluto, cu fiul solul Pluto, știi, pe Pluto, din desene animate. Asta vezi numai în desene, nu în realitate. Păi asta zic. Nu. De unde, deci... auzi, cum ai făcut tu, să zicem, poza asta mie, că eu nu existam în spital, unde ai făcut-o? Cum? Auzi, dă-și mie programul. Deci eu te-am văzut în spital la Universitar. Vineri la ora 1. Eram la poartă. Nu, era înăuntru. Lasă glumele astea, că nu se face glume. Dar tu ce căutai acolo la spital? Eu am fost cu bunica mea. Eu eram fost cu bunica mea și cu mătușa mea. Și pe bunica, dar ai pus-o lângă mine. Poftim? Ai pus-o lângă mine pe bunica, dar mi-ai făcut... Nu, eu am fost și exact te-am văzut, erai tu mai acolo. Ce făceam? Erai pe masă, erai întins pe... Pă, mă, stai acolo. Aveam ceva la deget? Nu, n-aveai nimic la deget. Eu vorbesc serios, tu ei în glumă. Păi cum o să fiu ești nebun? Pe bune, dacă unde ești tu acum? Eu sunt acasă, sunt acolo unde sunt, unde vreau eu. Mm. Vii să-mi dai și mie 10.000 de euro? Nu, tu trebuie să-mi dai mie banii aia, tu trebuie să-mi dai, ți-am arătat poza. Eu ți-am arătat poza, deci trebuie să-mi dai... Mai adu dovezi, pe vii la mine cu... Pentru momentul poza, da, iau ce moacă, mi-ai făcut nici părul, nu eram tuns. A, păi eu te mă, ce pentru momentul poza asta ți-ajunge, o să-ți mai arăt că am făcut vreo 5-6 poze, dar momentan ajunge asta. Ia te, du-te puțin la freza mea aici. Am eu păr. Stai puțin. Aha, am eu păr. Stai puțin. Tu ai Oana, te strâng de gât. Oana, te strâng de gât. Mă strânge de gât. Păi uite ce păr am. Să spun și eu ceva. Deci tu ai fost. Tu ai fost. Taci tu din gură și tu amândoi. Deci, una, într-un fel arată... Să vorbește, Oana. Alo. Într-un fel arată freza făcută pentru o emisiune de televiziune când ești într-un am platou. Am făcut-i freza ca nu, să... Și altfel îți arată părul când ești pe un pat. Nu, păi dacă eu n-am păr aici, uite, sunt tuns scurt. Și au ce mi-a pus lână, mi-a, bă, ce mi-a pus mă acolo, măcar trebuie să mă faci frumos. Deci, domnule, vă rog frumos, pe bune, vă rog să-mi dați banii. Eu fă, ce bani vrei? Fără discuții. Bă, ce bani vrei? Banii care pe poza care ți-am adus-o. Dar cine te-a pus, mă, să spui că dai 10.000 de euro? Cine te-a pus? Acum vreau să spun că la spital, nu, vreau să spun că eu n-am fost la spital, însă chiar acum, nu, jumătate de oră, a venit Salvare la mine acasă. Și a adus-o pe fetița mea și pe soția mea, le-am internat la spital. De ce? Se simte foarte rău fetița mea, vomit în continuu, mică, a zis că unele în continuu, a luat un virus și băiatul meu, dar băiatul meu și-a revenit. Și nevastă mea e bolnavă cu și fiica mea la fel. Am două și l-am dus cu Salvare. Acum, la înainte să, da, să vii la noi? Am, păi nu vezi cum am îmbrăcat, am fugit în viteză. Deci ai leșinat și tu, deci înseamnă că ai leșinat tu, deci te-am văzut. Păi da, nu, el spune că astăzi s-a întâmplat cu fetița lui. Băi, zice, m-auzi? Unde sunt banii, auzi? Băiatul unde e? Dovadă, deci te-am auzit dovadă, nu spune. Auzi, dacă vin cu acest da banii aici. Poți să vin cu acea repede? Nu, o să-i trimit prin cineva, o să-i trimit prin cineva. Auzi, ți-a zis că dacă vin cu acea îți dă banii. Nu, nu, păi nu vin eu acolo. Pentru da, ce adu și acolo? Restul de poze. Dar poți să-ți o pun și în cap? Poftim? Poți să-ți pun poza în cap? Poți să-ți pun poza în cap? Așa, ambulanță frumoasă! Ha? Ia! Deci faceți de-asta, da? Poți să pun? Deci faci de-asta, Oana, da? Faci de-asta, da? Nu! Faci de-asta? Vrei să strică emisiunea? Deci nu te superi pe mine. Bă, nu te superi pe mine. Deci să mor dacă timp de nou mai aveam puțin și mă ceam după el.